în organizarea târgului național pentru meșteșuguri și artizanat, cu o durată cuprinsă între 3 și 5 zile. Perioada de desfășurare a târgului, precum și locația, vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea evenimentului. Acțiunile desfășurate în cadrul acestui program sunt organizarea unui târg sub forma unei expoziții de vânzare, dar și organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de artizani și meșteșugari. Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșugul 2022 va fi organizat de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași. Prin implementarea acestui program se estimează acordarea de ajutor de minimis a unui număr de 600 de beneficiari, dintre care aproximativ 100 de beneficiari în anul 2022. Prin program se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanții selectați în urma înscrierii electronice. Totodată vor fi suportate cheltuielile pentru cazare și transportul beneficiarilor în sumă forfetară de 2500 de lei per beneficiar. Beneficiarii programului pot fi întreprinderile mici și mijlocii, societățile cooperative, societățile cooperative meșteșugărești, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, dar și cele familiale, asociațiile profesionale și fundațiile. Referitor la Târgul Brandurilor Naționale, TIM, Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, acesta va fi organizat la fel ca și cel dedicat meșteșugurilor și artizanilor, participarea fiind gratuită, suplimentar, fiecăruia dintre beneficiari va fi acordată o sumă forfetară în valoare de 1500 de lei, condiționată de prezența zilnică la târg pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, prin serviciul proiecte, vă oferă suport în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, în scopul identificării celei mai potrivite surse de finanțare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al beneficiarului. Vă sunt la dispoziție și vă mulțumim!